Jurnalele RTT. Știri la fix. 23 de copii din Brașov și alți 7 din Codlea au ajuns la spital după ce au mâncat lapte și corn la școală. Până când vor ieși analizele sanitare, Consiliul Județean Brașov a decis stoparea distribuției de lapte și corn în toate școlile din județ. La câteva ore după ce au mâncat la pauza de masă lapte și corn distribuit prin programul guvernamental, 23 de elevi de la școala gimnazială numărul 31 din Triaj au început să acuze dureri de burtă, stări de vomă și scaune moi. La fața locului au ajuns 5 ambulanțe și un echipaj smurd care i-au transportat pe copii la spitalul de infecțioase. Inspectorii sanitari veterinari au prelevat probe pentru a vedea ce a condus la îmbolnăvirea copiilor, având în vedere că vineri a fost prima zi în care elevii au primit un alt tip de lapte decât cel livrat în ultimele săptămâni. Până când vor ieși rezultatele analizelor sanitari veterinare, Consiliul Județean a asistat distribuirea de lapte și corn în toate școlile din județ. Alarma s-a dat înainte de orele prânzului, când mai mulți copii au început să se simtă rău. În câteva minute, elevi de la mai multe clase au început și ei să acuze dureri de stomac și stări de rău. Conducerea școlii a sunat la 112, iar la fața locului au sosit imediat 3 ambulanțe. Cum numărul copiilor care se simțeau rău tot creștea, au fost chemate și alte echipaje. Copiii au primit primele îngrijiri chiar în sălile de clasă. Rând pe rând, părinții au aflat de situația de la școală și au venit într-un suflet să vadă cum se simt copiilor. De nedescris. Mai bine nu-l mai dă decât să le dea să îmbolnăvească, să-l scoată și cu asta basta. V-a speriat când ați auzit ce s-a întâmplat? Un pic m-am speriat să văd, da? V-au sunat să veniți să luați? Nu, l-am sunat la telefon și mi-a răspuns. Ați aflat de unde că s-a întâmplat așa ceva? De la un prieten. A vomitat, a făcut și scaunul moale. Deocamdată nu știm nimic. Ce-a consumat? A spus că a băut lapte. Doar laptele. Coincidență sau nu, vineri a fost prima zi când copiii au mâncat lapte de la o altă firmă decât cea care le livrase lapte până atunci. Laptele a fost distribuit începând cu data de 10. Este un lapte care se distribuie pe perioada 10-14 martie. La Consiliul Județean a sosit o adresă prin care s-a înlocuit laptele din școală prin acest lapte. Toți copiii care s-au simțit rău au fost transportați la spitalul de infecțioase. Aici, aici, aici. Ce s-a întâmplat? Să vă așteptăm acolo, da, părinți? Da? Am preluat 23 de copii, unii cu dureri de cap, alții cu dureri de burtă, unii cu greață, alții cu vărsătură. După ce au consumat lapte și corn primite la școală. Toți 23 au fost transportați la spital, unii cu perfuzii, alții fără. La fața locului au ajuns imediat și inspectorii sanitari veterinari, dar și cei de la OPC, care au controlat condițiile în care erau depozitate cornurile și pungile cu lapte școlar. La prima vedere nu am concluzionat a fi probleme. Spațiul în care este depozitat laptele și cornul este corespunzător. Produsele sunt în termen de valabilitate, nu prezintă modificări, pentru că asta poate fi o problemă, orice deteriorare a ambalajului care poate duce la devidarea produsului, conduce mai departe la alterarea produsului și ca urmare la posibile probleme de sănătate. În această situație, din câte am văzut, nu este cazul. Cu toate acestea, autoritățile au prelevat probe cu laptele care s-a servit vineri, dar și din cornul școlar și iaurtul pe care l-au primit copiii până joi. Atât din laptele școlar, cât și din cornul care s-a servit astăzi, precum și din iaurtul care a fost la dispoziția copiilor până ieri. Probele intră în laborator în momentul de față și în regim de urgență le lucrăm. Mulți părinți spun deja că nu-i mai lasă pe copii să mănânce laptele și cornul primit în fiecare zi la școală. Consumă și laptele de la școală? Nu. Nu. De ce nu îl dai? Pentru că nu am încredere ce este în pachetelul acela. Nici cornul? Nu. Și ce faceți cu ele? Le dăm mai departe. Ce să facem cu ele? Nu-i place. Nu-i place. Și ce făceați cu el? Îl lăsa la școală ea. Da. Nu. Nu l-a duce acasă. Dar cornul mănâncă? Nu. Nu, nici cornul. Păi cornul nu-i nici de o calitate. Se sfărâmă pe loc. Și la școala numărul 2 din Codlea, mai mulți copii au acuzat simptome de toxi-infecție alimentară, tot după ce au mâncat laptele și cornul școlar. 7 elevi au ajuns la spitalul din Codlea pentru a primi îngrijiri de specialitate. Până când vor ieși analizele sanitare, Consiliul Județean Brașov a decis stoparea distribuției de lapte și corn în toate școlile din județ.
Tot la spital au ajuns și 7 copii de la școala gimnazială numărul 2 din Codlea, tot după ce au băut laptele distribuit prin programul guvernamental. Elevii au acuzat durere abdominală, iar cadrele didactice au sunat la salvare. Doamna învățătoare a clasei a constatat faptul că 6 elevi din clasa dumnei prezintă dureri de burtă în urma ceea ce au spus elevii. Noi am anunțat imediat serviciul de ambulanță, dumnealor au fost prompți, au venit, au consultat copiii și au fost duși la Spitalul Municipal Codlea. Copiii afirmă că au băut laptele care l-au primit de la școală. Noi nu știm încă, sunt și alți elevi care au consumat acest lapte și nu au pățit nimic. Reprezentanții școlii spun că respectă cu strictețe condițiile de depozitare a laptelui și cornului distribuite prin programul guvernamental. Într-un schimb, doi, că acum la două împărțeam la 4 clase. Și aici avem condiții foarte bune, cornurile și laptele așa se depozitează, copiii vin și adică în prezența mea. Copiii, toți elevi în clasa a 3, au ajuns la Spitalul Municipal Codlea, unde au primit îngrijiri medicale. Și acum este bine, așteptăm analizele și să plecăm acasă. E ok, n-are perfuzie, n-are nimic, nu, ce să zic, a avut doar stări de greață, de vomă. Ceea ce am văzut și la televizor zilele astea, aceeași problemă, laptele ăsta se pare, nu știu dacă alte, ce să vă mai zic, altceva n-am. Așteptăm acum analizele și sperăm să fie bine. Din fericire, după investigații, toți au plecat acasă cu recomandarea însă de a ține regim cel puțin 24 de ore și de a nu face efort. Au fost aduși 7 copii în urgență, aduși de salvare, cu o stare generală bună, fără grețuri, fără vărsături, fără diaree, numai cu dureri abdominale. 4 dintre copilași au fost perfuzați, restul li s-au dat medicație per os. Evoluția lor este în prezent foarte bună, urmează să fie lăsați la domiciliu. Până la lămurirea cauzelor care au produs stările de rău ale copiilor, nici la Codlea nu se va mai distribui lapte și corn prin programul guvernamental. Operație în premieră la Brașov. La secția de ortopedie a unei clinici private a fost efectuată cu succes o artroscopie de șold. Tehnica minim invazivă, rară și în alte țări europene, a fost aplicată unui pacient cu vârsta de 37 de ani. Fără această intervenție, bărbatul ar fi fost în câțiva ani candidatul perfect pentru protezare de șold, lucru deloc de indicat la o vârstă tânără. Domnul Șerban suferea de mai bine de un an de dureri de șold. Avea dureri la mers și uneori chiar și când stătea. În plus, întâmpina dificultăți când trebuia să se lege la șireturi sau alte activități uzuale. După un diagnostic complet, bărbatul a decis că cel mai bine este să treacă printr-o artroscopie de șold. S-a temut că operație clasică l-ar fi țintuit săptămâni bune la pat. După artroscopie, la 24 de ore poate părăsi spitalul. Clasică? Nu mă încântau perspectivele, adică totuși vreau să am șoldurile mele, nu proteze. Sunt probleme acum după operație, aveți dureri? Nu, chiar nu. Am dormit câteva ore, după care m-am trezit și nu m-a durut nimic. Spitalul Brașovean se plasează printre puținele centre de ortopedie din Europa care deține dotări ultramoderne necesare efectuării artroscopiei de șold, dar și personal cu competență în acest domeniu. Afecțiunea de care suferea domnul Șerban nu necesita în acest moment protezarea șoldului, însă dacă ar fi fost amânată, ar fi avut consecințe catastrofale pentru pacient. Protezarea ar fi fost în acest caz ultima soluție. Cert este că este foarte probabil ca fără această intervenție chirurgicală pacientul nostru să fie un candidat foarte tânăr la o proteză de șold. Să zicem 40 și un pic, până în 45 de ani protezările sunt de evitat dacă există altă soluție, pentru că orice proteză este un dispozitiv mecanic introdus în organism și are o durată de viață limitată. Printre avantajele incontestabile ale artroscopiei se numără vindecarea mai rapidă comparativ cu intervenția clasică, pentru că suferințele induse de rană sunt mai reduse, iar durerea este mult diminuată. În plus, sprijinul pe membrul operat este reluat din ziua operației, iar reinserția profesională se poate face rapid. Un alt avantaj, deloc de neglijat, sunt cicatricile aproape invizibile care rămân în urma operației. În general, pacienții după artroscopie de șold la 3 săptămâni merg bine, fără să folosească cârjă, simptomatologia se reduce foarte mult,
față de înainte de operație, deci practic ei undeva la 3 luni pot să-și reia viața sportivă dacă își doresc. Medicii recomandă artroscopia în cazul durerilor de șold care nu răspund tratamentelor nechirurgicale, fie fiziochinetoterapie, medicamente sau injecții care pot reduce inflamația. Medicul este cel mai în măsură să stabilească împreună cu pacientul care este intervenția potrivită fiecărui caz în parte. Brașovul are un nou prefect. Guvernul Cioloș a continuat în ședința de joi procesul de schimbare a prefecților pe care îi consideră că nu au performat administrativ sau că sunt prea apropiați de activitatea partidelor politice. Ultima măsură luată de guvern i-a privit pe prefecții de Sibiu și Brașov și pe subprefecții de București și Dâmbovița. La Brașov, în locul lui Mihai Mohaci, a fost numit interimar Ciprian Băncilă, care în ultimii ani a ocupat funcția de director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului. Băncilă a mai fost subprefect o jumătate de an în 2010, în timpul guvernării Boc. Autoritățile locale brașovene așteaptă detalii de la Institutul Cantacuzino pentru a face o campanie eficientă împotriva țânțarului tigru, cel care răspândește virusul Zika. Institutul Național de Sănătate Publică a recomandat recent revizuirea de către autoritățile publice locale a programelor de combatere a dăunătorilor, inclusiv a țânțarilor. Zonele cele mai expuse la răspândirea țânțarilor sunt cele cu umezeală mare, unde există maluri de râu, izvoare, lacuri sau bălți. În Brașov, astfel de zone sunt cartierul Noua, în vecinătatea lacului, sau cartierul Stupini, unde se află o zonă mlăștinoasă. La fel de expuse sunt însă și cartierele din oraș, în care au fost ridicate construcții pe terenuri mlăștinoase. În Tractorul, de exemplu, cam jumătate din subsolurile de bloc sunt inundate, ceea ce favorizează apariția și dezvoltarea insectelor. Dezinsecția care se va efectua în perioada următoare va include substanțe speciale pentru eventualii țânțari care ar putea purta virus. Noi deja am trimis o adresă către Institutul Cantacuzino pentru a ne spune care sunt substanțele necesare și ce măsuri trebuie luate împotriva acestei insecte. Iar odată cu venirea vremii calde, că atunci când apar și insectele, vom muta capcane în mai multe zone ale orașului pentru a identifica, să spunem, zonele în care există o creștere foarte mare a insectelor, mă refer la muște, țânțari, și ce tipuri de țânțari vor exista în Brașov. Dacă vom constata că și în Brașov va exista acest tip de țânțari, bineînțeles că vom pune în aplicare toate recomandările Ministerului Sănătății. Deocamdată însă, reprezentanții autorităților spun că nu au indicii de insecte purtătoare. Virusul Zika este răspândit prin mușcătura țânțarului Aedes, cunoscut ca țânțarul tigru. O epidemie a apărut anul trecut în America Latină, unde condițiile meteo sunt propice dezvoltării insectelor. Virusul Zika a fost identificat pentru prima dată la o maimuță din Africa în 1947. Primul caz de transmitere la om, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, s-a înregistrat în 1968. În aproximativ 80% din cazuri, această infecție trece neobservată din cauza asemănării simptomelor cu cele ale unei răceli. Persoanele care contactează virusul Zika au de cele mai multe ori febră și dureri de cap. În unele cazuri, manifestările pot merge până la conjunctivită, ganglioni, erupții cutanate sau durere ale mușchilor și articulațiilor. În Columbia au fost anunțate peste 13.500 de cazuri. Anul acesta, 6 țări europene, printre care Spania, Italia și Marea Britanie, au confirmat prezența bolii pe teritoriile lor. Nu există niciun tratament specific și nici vaccin pentru acest virus. PSD-iștii brașoveni se pregătesc de o campanie electorală plictisitoare. Socialdemocrații spun că vor respecta la sânge regulile impuse pentru această perioadă și vor renunța la banere, afișe, apariții în presă, concerte, tradiționalele găleți, pixuri, pungi cu făină, ulei sau alte alimente. Cel mai trist este că alegătorii nu se vor putea bucura de petrecerile câmpenești la care micii și berea se dădeau din plin și gratis. Viorel Chiriac spune că socialdemocrații brașoveni au respectat dintotdeauna aceste reguli, cu câteva excepții. Chiriac își amintește doar de o petrecere câmpenească organizată la lacul de la Noua, însă atunci a existat și o scuză. Era 1 mai, ziua muncii, o sărbătoare tradițională pentru partidele de stânga. Aici trebuie să spun un adevăr, niciodată n-au fost respectate rigorile legislației în materie vis-a-vis de finanțarea partidelor politice. Întotdeauna controlele ulterioare după aceste activități au scos la iveală faptul că nu s-au făcut cheltuieli conform legii. Nu este cazul însă la organizația județeană Brașov a PSD. Noi am avut întotdeauna rapoartele de control făcute de autoritate
regulă. Viorel Chiriac spune că de această dată regulile vor fi respectate. În schimb, perioada de precampanie pare să fie una extrem de activă din partea tuturor celor care doresc să devină candidați, chiar dacă nu toate formațiunile au spus răspicat pe cine vor susține la alegerile din iunie. În 12 martie 1838 vedea lumina tiparului primul număr din Gazeta de Transilvania, primul ziar în limba română. Jurnalul brașovean deschidea cu o invitație la un spectacol de teatru, fapt care astăzi ar trece pe ultimele pagini. De-a lungul anilor, ziarul întemeiat de George Barițiu i-a informat pe brașoveni, dar i-a și educat, chiar dacă a traversat și perioade dificile. Elevii ai colegiului Emil Racoviț au fost invitați la aniversarea Gazetei de Transilvania la Muzeul Casa Mureșenilor, unde au aflat multe despre unul din simbolurile Brașovului. Elevii au aflat astfel istoria primului ziar în limba română de la un inspector școlar și de la unul dintre foștii jurnaliști ai gazetei, Ioan Popa. În momentul apariției a reprezentat o modalitate prin care românii încercau să se afirme la nivel regional. Este cunoscut faptul că milita pentru drepturile românilor, pentru biserică ortodoxă și venind de-a lungul timpului până spre zilele noastre, Gazeta a încercat și spun eu că a reușit de cele mai multe ori să aducă în fața foarte numeroșilor cititori evenimentele cele mai importante, fie de natură socială, de natură culturală. Reprezentanții Muzeului Casa Mureșenilor le-au oferit elevilor și o surpriză. O lecție interactivă de jurnalism din care au aflat lucruri interesante despre istoria revistei Gazeta Transilvaniei, lecția la care elevii și-au folosit smartphone-urile. Ovidiu Savu este cel care a pus la punct întregul proiect și care le-a prezentat elevilor istoria gazetei. Acum facem o lecție interactivă de jurnalism mai vechi, dar și nou, cu ajutorul mijloacelor noi, Facebook, internet, mijloace de socializare, dar și articole pe care le-au pregătit elevii brașoveni. Din păcate, în 2009, la puțin timp după izbucnirea crizei, Gazeta de Transilvania dispărea dintre ziarele brașovene din cauza unui management defectuos la 171 de ani de la primul număr. Șaguniștii au aflat astăzi din surse autorizate ce înseamnă respectul pentru autorități, indiferent că este vorba despre poliție, justiție sau părinți. Cursurile fac parte dintr-o campanie non-formală de prezentare în licee a noțiunilor de bază despre lege și democrație. Judecătorul Cristi Danileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, este coordonator național al proiectului Eduluris, educație juridică în școli și licee. Danileț reprezintă un grup de judecători, procurori și alți practicieni ai dreptului care diseminează în școli și licee noțiuni elementare de justiție precum libertatea și egalitatea, dar și obligațiile pe care le au și tinerii în sânul societății. Numărul de dosare cu victime și cu autori minori în instanțele din România a crescut, din păcate, în ultimii ani. Minorii sunt tot mai des implicați în săvârșirea de infracțiuni cu violență. Foarte des minorii sunt abuzați sexual sau violați în România și foarte des sunt agresați chiar în propriile familii. Ori copilul nu este un obiect, este o ființă care are drepturi și are obligații. Copiii trebuie să-și cunoască drepturile, în egală măsură trebuie să-și cunoască obligațiile. Trebuie să respecte autoritatea profesorilor, autoritatea organelor de justiție sau de poliție cu care vin în contact și, de asemenea, trebuie să aibă grijă și ce scriu pe Facebook, de exemplu. Șaguniștii sunt convinși de utilitatea noțiunilor diseminate prin proiectul Eduluris, educație juridică în școli și licee, mai ales dacă prezentarea este făcută de către un judecător. S-ar putea ca părinții, de exemplu, să ne impună anumite reguli fără să fim cu adevărat conștienți de ce înseamnă regulile astea și cred că au un impact mai mare când le auzim din gura unui judecător. El e cel care poate să ne spună și să ne confirme faptul că regulile astea sunt cu adevărat necesare și e foarte bine să fim conștienți de nevoie al lor. Am reținut că există anumite legi care sunt încadrate în codul civil și codul penal și trebuie să le respectăm pe acestea pentru a ne integra în societate și a contribui la bunul mers al acesteia. Întâlnirea a fost organizată de asociația Vedem Just, ai cărei reprezentanți spun că proiectul se va desfășura în mai multe licee brașovene. După ce a fost abandonată de parlamentari, legea privind centrele istorice reapare pe ordinea de zi chiar înaintea campaniei electorale. Senatorul social-democrat Viorel Chiriac spune că senatorii pregătesc un proiect de lege prin care centrele istorice, atât cele din orașe cât și cele din mediul rural, să poată fi reabilitate. Chiriac spune că dărâmarea turnurilor bisericilor fortificate de la Rodbaf și Roadeș a contribuit la decizia de a veni cu un proiect de lege pentru centrele istorice. Pentru ca o asemenea lege
să ajungă să fie promulgată și mai apoi să dea roade, PSD-istul brașovean consideră că fiecare localitate trebuie mai întâi să definească exact centrul istoric, apoi să se instituie un set de obligații pentru deținătorii acestor clădiri și, în al treilea rând, să se stabilească un termen pentru realizarea lucrărilor de reparație, reabilitare, reconstrucție sau modernizare. Este nevoie de acest proiect la care lucrăm în acest moment. Noi sperăm să-l finalizăm în 2 săptămâni. Așteptăm un proiect de lege de la colegii noștri suficient de armonizat cu realitatea, având în vedere numai departe de lucrurile care ni s-au întâmplat și la noi în județ, știți foarte bine, datorită neputinței, să spunem așa, intervenției autorităților locale. Chiriac mai spune că foarte multe țări europene au rezolvat această problemă, iar România nu ar trebui decât să vadă cum au făcut acestea și să preia un model care a avut succes. PNL Brașov are o nouă conducere. Liberalii s-au reunit joi într-o ședință a Consiliului Executiv Județean, ocazie cu care și-au ales noua echipă de conducere. În locul celor doi copreședinți ai filialei județene a PNL Brașov, George Scripcaru și Claudiu Coman, au fost aleși consilierul județean Mihai Veștea și primarul Râșnovului Adrian Veștea. În aceeași ședință a fost desemnat și Dragoș David în funcția de secretar general. Adrian Veștea va deschide lista Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean. Săptămâna viitoare se va lua o decizie în ceea ce privește stabilirea candidatului PNL pentru primăria municipiului Brașov. Primăria va anunța luni proiectele culturale selectate pentru finanțare de la bugetul municipiului. Deși inițial municipalitatea trebuia să anunțe până în 10 martie ce proiecte culturale au trecut de evaluare și vor fi finanțate în acest an, termenul de afișare a listei cu proiectele selectate în etapa 1 se prelungește până pe data de 14 martie. Motivul este cantitatea mare de dosare care trebuie să fie evaluate. În acest an, primăria municipiului Brașov pune la bătaie 1 milion de lei de la buget pentru finanțarea proiectelor culturale. Până în data de 8 februarie, 48 de proiecte au fost înscrise pe ghidul de finanțare. 4 dintre ele au fost descalificate din start pentru că nu îndeplineau criteriile de eligibilitate. Au ieșit astfel din cursă proiectul al 12-lea festival românesc de la Nuremberg, care se desfășoară în afara țării și nu poate beneficia de cofinanțare din bani publici, Brașov Fashion Nights, Natură și Cultură în Brașov și Vraja Zborului, ale căror domenii nu fac obiectul ghidului de finanțare. Înaintea derbiului Ardealului dintre FC Brașov și Universitatea Cluj, președintele Stegarilor, Gheorghe Popa, a discutat cu jucătorii brașoveni. Popa le-a cerut galben-negrilor să mai dea dovadă de încă puțină răbdare, deoarece italienii care și-ar dori preluarea echipei vor da un răspuns cel mai probabil săptămâna viitoare. Popa le-a cerut jucătorilor să câștige meciul cu clujenii, mai ales că italienii nu ar fi venit degeaba atâtea mii de kilometri dacă nu ar fi avut intenții serioase. Nici adversarii echipei de sub tâmpa nu sunt într-o situație mai bună. Studenții clujeni s-au putut convinge însă că au publicul de partea lor. Suporterii Șepcilor Roșii au organizat un meeting la Cluj în sprijinul echipei lor favorite, iar numărul celor care au ieșit pe străzi, au scandat și au cântat cântecele galeriei a fost impresionant. Din păcate, brașovenii nu au dat dovadă de același atașament față de cea care este numită cea mai iubită echipă a orașului și chiar numărul spectatorilor care vin la meciuri este unul insignifiant. Poate clujenii le-au amintit celor care țin cu steagul că nu contează cine este patron, președinte și nici măcar fotbalist. Echipa Fanion este un simbol al orașului, o mândrie și o stare de spirit care nu va dispărea nici măcar odată cu suporterii dacă aceștia își iubesc cu adevărat comunitatea din care fac parte. Duminică de la ora 11, brașovenii pot demonstra că și lor le pasă de cele mai iubite culori din sportul brașovean și pot veni număr mare la meciul cu Universitatea Cluj. Poloiștii de la sportul studențesc Corona nu au putut ține pasul cu Steaua București în bazinul olimpic din Brașov. Liderul a arătat ca o formație extrem de solidă în comparație cu echipa brașoveană care nu a reușit să înscrie în primul sfert încheiat cu 3-0 în favoarea roșalbaștrilor. Mai mult, Steaua a înscris de încă 3 ori până la primul gol al gazdelor, iar la jumătatea partidei conducea cu 8-1. Nici sfertul al treilea nu a fost diferit, iar brașovenii nu au reușit să înscrie nici de această dată, astfel că Steaua conducea cu 11-1. La intrarea în ultimele 8 minute. Ultima pătrime a fost una în care liderul s-a mai relaxat și le-a permis elevilor lui
Relu Georgescu să puncteze de 4 ori. Bucureștenii au înscris însă și ei de 5 ori, astfel că scorul final a fost 16-5 pentru Steaua, care rămâne pe prima poziție. Tot joi seara la Oradea s-au întâlnit CSM Digi Oradea și Dinamo București. Orădenii s-au impus cu 11-8 după un meci care a fost echilibrat până spre final, când gazdele au accelerat și și-au asigurat victoria. Schiorii Coronei s-au remarcat la Cupa Vârtop și Memorialul Andrei Tanțoș de la Arieșeni, competiții rezervate copiilor, juniorilor și seniorilor. Sportivii antrenați de Dan Iliescu au avut o comportare foarte bună. În prima probă de slalom a Cupei Vârtop, Hunor Soche și Horea Olteanu s-au clasat pe prima treaptă a podiumului, în vreme ce Tea Leonte, Andra Maroșan și Alexandru Bordi au terminat pe locul al treilea. În a doua zi de concurs, Hunor Soche a terminat dubla după ce a câștigat și al doilea slalom, în timp ce Alexandru Bordi s-a clasat pe locul al doilea, iar Horea Oltean pe locul 3. În concursul Open, desfășurat în cadrul memorialului Andrei Tanțoș, Mihnea Oltean a obținut un meritos loc 3, iar Laurențiu Martac locul 6, însă cei doi au concurat doar cu seniori. În același concurs, probat pe echipe mixt Open, Horea Olteanu a ajuns în finală, unde a obținut locul al doilea. Antrenorul Dan Iliescu s-a declarat încântat de prestația sportivilor, ale căror rezultate îi dau speranță pentru campionatele naționale care se vor desfășura săptămâna viitoare la Transalpina. La rândul lui, Mihnea Olteanu va participa la un circuit de curse FIS în Polonia și Slovacia.